Ploile torențiale au creat probleme astăzi în Mehedinți. Traficul a fost blocat pe sensul de mers Drobeta-Turnu-Severin-Târgu Jiu după ce apa dintr-un canal colector s-a strâns în zona unei pasarele din localitatea Halânga. În această zonă, dar și în cartierul Schela Cladove, a fost necesară intervenția pompierilor cu motopompe pentru evacuarea apei. După mai bine de 5 ore de ploaie torențială, primele probleme au apărut în Mehedinți pe drumul național 67. În localitatea Halânga, apa scursă de pe versanți a blocat un canal colector care s-a revărsat în zona pasarelei, blocând complet traficul pe sensul spre Târgu Jiu. Pompierii au fost solicitați să intervină cu o motopompă să evacueze apa. A plouat tare? Da. Și? Și n-a preluat. Ăla e înfundat sifonul care e acolo, Geigerul ăla. A venit apa de pe versanți? De unde? Nu, domnule, din ploaie s-a strâns toată apa. Deci, treselnicul nu mai preia. Apa unde se ducă? E o gură de scurgere care da. Ia uite, în primul rând nu-i făcut asta. La mine aici erau... Ei n-au făcut canalizări. Și apa vine aici. Și în cartierul Schela Cladovei, pompierii au intervenit după ce canalizarea nu a mai putut prelua cantitatea mare de precipitații și a refulat în curțile a doi localnici. Refulează, dar vine de pe stradă, grămadă peste noi, că strada fi ridicată și bombată, apa vine grămadă. Veni apa deschisă porțile. Și la vecine la fel. La fel, peste tot. Vine de sus. De sus vine, pe la poartă și pe canalizare vine înapoi. Spălăm pe jos, facem, iar înămol. Stați aici să vedeți ce înămolesă. Stați să vedeți noastră. Cu noi le pură în containere, le pură în stradă și mi le-a dus pe poartă înapoi. A fost mare apa. Uitați, păi intră aici, în casă. Uite ce e acolo. Aproape să intre în casă. A intrat aici, în casă. Detașamentul de pompieri Drobeta a fost solicitat pentru evacuarea apei din o curte inundată în urma fenomenelor meteo, ploilor torențiale căzute ultimele 24 de ore. Intervenim cu motopompă pentru evacuarea apei din curte. În aproximativ 30 de minute cred că vom reuși să evacuăm apa din curtea inundată. Ploile nu par să se oprească în Mehedinți. De joi seara, de la ora 21, zona de nord a județului intră sub avertizare cod portocaliu de ploi torențiale, iar în restul județului a fost instituită avertizare cod galben.